BCMU FC Argeș a pierdut al doilea meci consecutiv în Liga Națională. Echipa de basket masculin a Piteștiului a fost învinsă la o diferență de 10 puncte, 73 la 83 în confruntarea de sâmbătă seara de pe propriul teren cu CSO voluntari. A fost practic reeditarea finalei mici din sezonul trecut, însă de această dată câștig de cauza a avut trupa Ilfoveană, care în precedenta ediție de campionat a trebuit să se mulțumească cu locul 4 la finalul sezonului. Diferența dintre cele două echipe s-a făcut în ultimul sfert, când ilfovenii au fost mai lucizi sub panou. Partida a fost extrem de echilibrată, ambele echipe având momente când au alternat la conducere pe tabela de marcaj. Piteștenii au început bine sfertul secund, au anulat handicapul și au trecut în avantaj. Înaintea ultimului sfert, trupa din trivale avea un avans de două puncte. În ultimele cinci minute ale meciului, ilfovenii s-au desprins și au reușit victoria. FC Argeș a ajuns la un bilanț de șapte victorii și două înfrângeri, în timp ce CSO Voluntari înregistrează șase succese și un singur eșec.